de glou. Din boabele de glou se face pâinea cu călină slănină. Dragi copii, sunt Andreea Costa și mă bucur că ne auzim din nou. Astăzi vom continua povestea lui David. Pe când era încă Saul împărat, filistenii au venit iarăși cu război împotriva lui Israel. Cele două oștiri s-au așezat în linii de bătaie față în față. În fiecare zi, un om de statură uriașă ieșea din tabăra filistenilor și provoca pe cei din Israel, aruncând batjocoră asupra lor și asupra Dumnezeului lor. Goliat, căci așa se numea uriașul, era înalt de aproape 3 metri, purta o armură de fier, purta sabie și scut și ținea în mână o suliță groasă cât un sul de țesut. Niciunul dintre evrei nu cuteza să iasă la luptă împotriva lui. În vremea aceasta, Isai l-a trimis pe David cu merinde la ceilalți fii ai săi, care făceau parte din armata lui Saul. De când se afla el încă în tabără, Goliat a ieșit ca de obicei să-i ocărască pe cei din Israel. Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul. Alegeți un om care să vină să se lupte cu mine. Dacă mă va omorâ, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Arunc astăzi o cară asupra oștirii lui Israel. Când a auzit David batjocorind astfel, a zis plin de aprindere: cine este acest netăiat împrejur care îndrăznește să ocărească oștirea Domnului? Vreau să mă duc să mă bat cu el. Oștenii au spus vorbele acestea lui Saul și împăratul a chemat pe David la sine. Când l-a văzut așa de tânăr, Saul i-a zis: nu poți să mergi să te bați cu filisteanul, căci ești doar un copil, iar el este un om de război încă din tinerețea lui. David i-a răspuns: Domnul care m-a izbăvit din gura leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Saul a vrut să-i dea hainele sale de război, dar David nu era obișnuit cu ele. A luat în schimb toiagul său de păstoraș și a ales din pârâu 5 pietre netede, le-a pus în traistă, a luat în mână praștia și a pornit cu curaj înaintea lui Goliat. Uriașul l-a privit cu dispreț și a râs de el, dar David a băgat mâna în traistă, a luat o piatră netedă, a pus-o în praștie, a ochit cu atenție și l-a lovit pe Goliat chiar în frunte, sub viziera coifului. Piatra a intrat adânc și Goliat s-a prăbușit la pământ. David a fugit repede la el, i-a luat sabia și a tăiat capul. Văzându-l pe Goliat ucis, filistenii au intrat în panică și au fugit înaintea lui Israel. Dragi copii, vă știți proverbul acela care spune că buturuga mică răstoarnă carul mare? E bine, în cazul de față, nu a fost o simplă întâmplare. Dumnezeu a fost cu David și astfel, tânărul cel mic, păstorașul, a reușit să-l omoare pe uriașul care cârtea împotriva oștirii lui Dumnezeu. Până data viitoare, Andreea Costa și Mihai Rus vă sfătuiesc să aveți multă încredere în Dumnezeu. I'm in the Lord's army.
Bob de glău, din boabele de glău, să facă pâinea cu călimele slănite.